Iubiții Domnului, cu toată bucuria, cu respect și reverență, deschidem Biblia la Ioan, capitolul 11, pagina Biblie 1041 și voi citi doar trei versete, dar voi face referire la întreg capitolul 11. Este vorba despre pasajul, poate unul dintre cele mai frumoase pasaje, care ne relatează învierea lui Lazar. Și vreau să fim atenți în mod special la citirea aceasta, mai ales prima parte. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Amin? Vă rog să vă reașezați. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cu toată bucuria am venit la dumneavoastră, la biserică, de fapt la Biserica Domnului din Hunedoara, unde ne simțim ca acasă, vă vedem frați, surori în Domnul și ne bucurăm de primirea călduroasă. Mulțumim fratelui Daniel pentru primire și am dorit ca toată această părtășie pe care o avem să fie spre slava lui Dumnezeu și spre zidirea noastră. Pentru că până la urmă scopul este acesta, să ne zidim sufletește și împreună să putem călători spre destinația noastră finală, și anume împărăția lui Dumnezeu. Vă aducem salutări și din partea bisericii sora dumneavoastră, Biserica Pentecostală Betlehem din Orăștie, și din partea grupului Agape cu care am slujit în această dupămasă, și dorim ca Dumnezeu să reverse har în continuare peste noi. Dragii mei, am citit un pasaj din Biblie arhicunoscut. Cine nu cunoaște această mare minune pe care Mântuitorul a făcut-o, și anume minunea învierii lui Lazar? Este o mare minune pentru că Lazar fusese mort deja de 4 zile și deja intrase cumva în putrefacție trupul lui și nu mai avea niciun sens ca cineva să-l scoată afară. Dar aș vrea să vă spun că nu despre minunea învierii lui Lazar vreau să vorbesc. Ați observat că am citit în mod intenționat de 2 ori expresia aceasta: un oarecare Lazar. O persoană oarecare dintr-un sat oarecare. Un oarecare Lazar neînsemnat, dintr-o localitate neînsemnată. Un oarecare Lazar, frați și surori, devine cineva. Un oarecare devine cineva. Și vreau să vă întreb fără să-mi răspundeți. Nu e așa că intenționăm și ne dorim să ajungem cineva? Nu e așa că pe copiii noștri îi dăm la școli, îi educăm, îi învățăm? Pentru că dorim noi și am vrea să ajungă cineva. Să știți că Dumnezeu, Hristos Domnul, nu e împotriva ascensiunii în societate. Nu e împotriva a ajunge copilului în, zone cheie, da? Din societate, din infrastructură, din tot ce înseamnă, organizarea aceasta societății. Și dorim cumva să ajungem cineva. Și când ajungem cineva, cumva ne simțim așa mulțumiți, împăcați. Vreau să vă spun că acest, un oarecare Lazar, ajunge cineva, dar nu în ochii societății, nu în societatea în care el locuia și trăia, nu avem detalii despre poziția lui din societate, nu avem detalii despre faptul dacă a fost sau nu cumva în conducerea micuțului oraș Betania,
sat Betania atunci, acum este oraș, are peste 30.000 de locuitori. Ei, un oarecare Lazar ajunge cineva în ochii Domnului Iisus Hristos. Iubiții Domnului, asta ar trebui să fie preocuparea noastră numărul unu. Să devenim cineva, să ajungem cineva în ochii lui Dumnezeu. Să știți că nu are importanță ce deținem în lumea aceasta. Nu are importanță cine suntem în lumea aceasta. Nu are importanță poziția pe care o avem, jobul nostru, absolut nimic. În ochii lui Dumnezeu se califică anumiți oameni și ajung cineva în ochii Domnului, anumite persoane, care urmează, dacă vreți, exemplul acestui om. Haideți să vă spun. Biblia spune felul următor. Omul acesta a devenit cineva în ochii Domnului Iisus Hristos, în așa fel încât Biblia spune în versetul 3, da? Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Lazar a ajuns să fie iubit de Domnul Iisus Hristos. Nu e puțin lucru să ai certitudinea că Dumnezeu te iubește. Să fii convins că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te iubește. Și vreau să vă spun astăzi, pentru toți cei ce suntem aici, Domnul Iisus, Dumnezeu, ne iubește pe toți. Binecuvântat să-i fie numele. Și dragostea lui Dumnezeu pentru noi nu este doar o dragoste declarativă, ci este o dragoste care a fost până la urmă consumată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. O dragoste care se observă, se vede. În Ioan 3:16, Biblia spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vreau să te asigur în această seară că Iisus te iubește. Și când nimeni nu te mai iubește și cumva te simți a fi un nimeni și nimeni nu mai pune preț pe tine, cineva îți asigură iubirea Lui. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă suntem aici în această seară, este dovada dragostei Lui, a bunătății Lui, a îndurării Lui, lăudat să fie Domnul. Atât de important a devenit omul acesta în ochii Domnului Iisus Hristos. Nu doar că l-a iubit Domnul Iisus. Spune versetul 11 așa. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru. Deci Dumnezeu, să știți că nu este un Dumnezeu îndepărtat. Nu este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, un Dumnezeu al istoriei, ci Iisus Hristos devine prietenul lui Lazar. Și vreau să vă spun în această seară, dacă cineva se simte singur, abandonat, nu mai are pe nimeni, se simte dat la o parte, niciun anturaj nu-l mai primește, exclus din anumite anturaje, Iisus Hristos poate să fie prietenul tău. Și prietenul Iisus Hristos e cel mai bun prieten. E omul pe care te poți baza. De fapt, Mântuitorul era etichetat la un moment dat ca o ofensă peste el și se spunea că este prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Cine s-ar împrieteni cu o păcătoasă, cu un păcătos? Cine s-ar împrieteni cu un vameș? Nimeni nu s-ar împrieteni. Cumva când noi ca oameni observăm oameni care trăiesc poate în imoralitate, în păcate mari și grele, ne eschivăm de ei. Dar Iisus Hristos niciodată. Eu nu vă știu și nu vă cunosc. Viața dumneavoastră, comportamentul dumneavoastră,
Dar dacă cineva se simte singur și nu mai are niciun prieten, prietenul bun rămâne Hristos. Putem deveni atât de importanți în ochii lui Dumnezeu, încât Mântuitorul nu doar să-și declare dragostea Lui, ci să ne declare prietenia Lui. Lăudați să fie Domnul! Lazar a ajuns cineva în ochii Domnului Iisus Hristos în așa fel încât Mântuitorul își riscă viața pentru el. Dacă e să citim toată relatarea, vom vedea, dar citesc versetul 8 care spune așa: Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și tu te întorci în Iudeia? Adică tu te expui unui mare pericol de dragul lui Lazar? Nu te expune acestui pericol. Dar atunci când Mântuitorul, da, are pe cineva la inimă, este gata să-și riște viața pentru el. Veți observa, dacă citiți detaliat, că în Iudeia s-a declanșat așa o prigoană oarecum împotriva Domnului Iisus Hristos și au vrut să-L ucidă, să-L extermine, și Mântuitorul s-a dus în Galileea, în nordul lui Israel, și lucra acolo prin Evanghelie. Dar când a auzit că acest cineva, un oarecare om din Betania, neînsemnat, nebăgat în seamă de către nimeni, dar important în ochii Domnului Iisus, când a văzut problema lui, suferința lui, necazul casei lui, a spus, sunt gata să risc pentru prietenul meu. Și un prieten adevărat întotdeauna riscă pentru tine, riscă pentru mine. Își riscă viața, își riscă reputația, își riscă absolut tot. Pentru că un prieten adevărat este un prieten așa cum îl descrie Biblia pe Domnul Iisus Hristos. Și îmi dau seama că un oarecare Lazar a devenit cineva în ochii Domnului Iisus Hristos. Și vreau să vă spun dumneavoastră și mie, oarecare, oricine dintre noi, putem să devenim cineva în ochii Domnului Iisus Hristos. Un alt aspect important, ca să putem să vedem prețuirea pe care Mântuitorul a avut-o față de Lazar, o observăm în versetul 35, e unul dintre cele mai scurte versete din Biblie, Ioan 11:35. Iisus plângea. Asta înseamnă prețuire. Asta înseamnă că Lazar a câștigat un loc bun în inima lui Dumnezeu. Înseamnă că Lazar cumva l-a cucerit pe Domnul Iisus Hristos. Și Fiul lui Dumnezeu, care nu plânge pentru sine, când este batjocorit și bătut, își arată compasiunea pentru prietenul lui Lazar. De ce? Pentru că Lazar a devenit cineva în ochii Domnului Iisus Hristos. Expresia în limba greacă se traduce a vărsat multe lacrimi. Aici Mântuitorul a vărsat multe lacrimi. Și mă uit la mine și mă întreb, când a fost ultima dată când am plâns pentru fratele meu? Când am plâns pentru sora mea? Când m-am pus pe genunchi și, dacă am observat un aspect poate nepotrivit, m-am rugat lui Dumnezeu, am plâns acolo, i-am cerut Domnului să aibă milă de el. E mult mai la îndemână să etichetăm, să judecăm, să spunem că boala aceea a venit pentru că l-a bătut Dumnezeu. Și uitați-vă, oamenii care au privilegii în ochii lui Dumnezeu nu sunt așa, nu evită încercarea. Nu evită problemele. Spune Biblia că Lazar s-a îmbolnăvit. Dar Mântuitorul e acela care plânge la mormântul lui Lazar. Și aceste elemente, aceste aspecte îmi arată mie că Lazar a câștigat un loc de cinste în inima Domnului Iisus Hristos. Și încă un lucru care este cel mai important. Atât de important a devenit
Lazar în ochii Domnului Iisus Hristos, încât Mântuitorul s-a întors ca să-l învie dintre cei morți. Versetul 43 spune felul următor: după ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, ieși afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Imaginați-vă cât de important trebuia să devină acest oarecare Lazar în mintea și în inima Domnului Iisus Hristos, încât Mântuitorul nu doar că îl iubește cum îl iubește pe toți oamenii, Mântuitorul declară prietenia lui, apoi Mântuitorul riscă pentru el, apoi Mântuitorul plânge pentru el și în final spune: eu atât de mult îl iubesc pe unul acesta încât mă duc să-l scol dintre cei morți. Vreau să vă spun că aceia care câștigă un loc de cinste în ochii lui Dumnezeu, în inima lui Dumnezeu, dacă la revenirea Domnului Iisus Hristos vor fi în țărână, Mântuitorul îi va învia. Este certitudinea pe care noi o avem. Binecuvântat să fie Domnul. În Apocalipsa, în capitolul 20, dragilor, este un verset aici, versetul 6, prima parte a versetului, spune așa: fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Cei care ajung să fie cineva în ochii lui Dumnezeu, în inima lui Dumnezeu, la înviere vor fi fericiți și sfinți, pentru că vor avea parte de întâia înviere, care este spre glorificarea lor, spre răsplătire. Urmează învierea din ziua de apoi, care este spre osândă. Și acum se ridică întrebarea: ce l-a calificat pe Lazar să devină cineva în ochii lui Dumnezeu? Cum de a reușit omul acesta să se califice, să ajungă cineva în ochii Domnului Iisus Hristos, în inima Domnului Iisus Hristos, în așa fel încât Mântuitorul, repet, spune că l-a iubit și a declarat prietenia în dreptul lui, s-a expus pericolul lui, a plâns la mormântul lui și s-a dus și l-a înviat dintre cei morți. Ce ai făcut, omule, să știm să facem și noi? Atunci când cineva vrea să devină ceva în societate, nu e așa că încearcă să se califice, face cursuri de calificare, face școli care cumva să ateste până la urmă pregătirea lui și așa reușește treptat, treptat să ajungă într-o poziție oarecare, de conducere poate. Când ne uităm la ce l-a calificat pe omul acesta să ajungă prețuit de Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne uităm în cartea Evanghelistului Luca. În capitolul 10, nu mai citesc, doar vă povestesc. În capitolul 10, acolo găsim familia aceasta: Lazar, Maria și Marta. Și în acele puține cuvinte, puține versete, putem să observăm cum și-a câștigat Lazar, Maria și Marta această poziție extraordinară în inima Domnului Iisus Hristos. Și în primul rând vreau să vă spun că această familie l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Biblia spune că Mântuitorul, ori de câte ori își derula activitatea misionară în Iudeia, întotdeauna el găzduia, era primit în casa lui Lazar. În casa lui Lazar. În primul rând, dacă vrem să devenim cineva în ochii lui Dumnezeu, dacă vrem să fim prețuiți de Domnul Iisus Hristos, dacă vrem să avem parte, atunci când El va reveni, de învierea aceea sfântă, da, fericită, trebuie să-L primim pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră ca Domn și Mântuitor. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Este
fundamental acest lucru. Dacă nu-L primim, nu ajungem să avem parte de aceste binecuvântări pe care omul lui Dumnezeu Lazar le-a îmbrățișat prin prezența Domnului Iisus Hristos. Și oamenii vedeau, oamenii știau, oamenii observau faptul că ei erau într-o relație bună. Pentru că a-L primi pe Hristos înseamnă a începe o relație cu Domnul Iisus Hristos. Când evaluau contemporanii lui Lazar, eu știu, atunci Domnul Iisus Hristos spuneau, se vede că L-a iubit mult pentru că plânge. Cumva se observa că între Lazar și Iisus este o conexiune, este o relație. Relația cu Dumnezeu începe în momentul în care îl primești în viața ta ca Domn și Mântuitor, binecuvântat să fie Domnul. Iubiții Domnului, cei care sunteți aici și poate nu L-ați primit pe Iisus Hristos în viața dumneavoastră, e ziua, e momentul, e clipa când ar trebui să-L primiți și să deveniți cineva, nu în societate, ci în ochii lui Dumnezeu, avându-L pe Hristos ca o certitudine prezentă în viața voastră în fiecare zi. În fiecare zi. Spune Biblia, în Ioan, capitolul 1, așa, a venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Asta înseamnă că nu toți sunt gata să-L primească, dar nici pe vremea lui Lazar nu L-au primit toți. Din câte case erau acolo, doar Lazar L-a primit pe Mântuitorul. Și Iisus se simțea bine în casa lui Lazar, a Mariei și a Martei. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Și acum ascultați-mă, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Prin credință devenim copii ai Lui Dumnezeu. Și e important să înțelegem cum funcționează această credință care ne așează într-o relație cu Dumnezeu. Dacă e să ne uităm practic, la felul în care funcționează această credință, haideți să ne uităm în Marcu 1:15, este momentul în care Mântuitorul își începe activitatea misionară și El spune în felul următor, El zicea, Mântuitorul, Marcu 1:15, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cu alte cuvinte, dacă vrem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, este nevoie de credință autentică, biblică, pentru că relația cu Dumnezeu se bazează pe credință și la baza relației cu Dumnezeu stă credința în Dumnezeu. Dar revenim la același verset. Credința mântuitoare, credința care declanșează noi relația cu Dumnezeu, are la bază ceva foarte important. Se dezvoltă într-o pocăință profundă. S-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ce înseamnă pocăința? Dragilor, ca să ajungem la credința mântuitoare, e nevoie de o pocăință reală. Și pocăința nu aparține bisericii Golgota Pentecostale. Pocăința nu aparține unei denominații evanghelice. Pocăința este adusă în Scriptură de către Fiul lui Dumnezeu, fără de care nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă pocăință? Pentru că pentru unii pare atât de complicat termenul acesta. Pocăință înseamnă 3 de R. Primul R este recunoaștere. Eu să mă uit în viața mea, la inima mea, la comportamentul meu și să recunosc păcatul meu, să recunosc decăderea mea, să-mi recunosc starea înaintea lui Dumnezeu. Nu să-i recunosc pe alții, că e așa de ușor să-i recunoști pe alții, să-i vezi pe alții. E vorba de mine și să recunosc că am nevoie de un salvator și acel salvator e Iisus Hristos. După ce am recunoscut, trebuie să fie un al doilea, el înseamnă regret. Să-mi pară rău de păcatele mele, să regret faptele greșite în care am trăit, atitudinile mele, gândurile mele, să-mi pară rău, să le regret. Am întâlnit oameni în mediul evanghelic care se lăudau cu păcatele din tinerețea lor și le-am spus, asta înseamnă că nu te-ai pocăit cum trebuie. Tu nu le mai faci. Dar
trăiești în mintea ta, când eram eu, ce făceam eu, nu trebuie să regreți. Biblia spune că atunci când Petru predica Evanghelia în ziua cincizecimii, oamenii au fost străpunși în inimă, regretau faptul că l-au ucis pe Domnul Iisus. Primul R, recunoaștere. Doi, regret. Trei, renunțare. Renunțare la vechea viață păcătoasă și să încep să trăiești o viață sfântă după principiile Domnului Iisus Hristos. Și apoi credința aceasta are la bază, cum am spus, pocăința, da? Și ea generează ceva, ne provoacă să mai facem ceva. Marcu 16:16 spune așa: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Asta este credința care ne așează într-o relație cu Dumnezeu. Credința autentică are ca bază pocăința și ne determină să ascultăm practic și să ne botezăm, pentru că este porunca Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul! Dragilor, revin la Lazar. Deci Lazar a fost acel care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. În Apocalipsa, capitolul 3, cu 20, dacă nu greșesc, este o imagine pe care o știm, o cunoaștem, cumva ne este în mintea noastră. Hristos spune așa: iată, eu stau la ușă și bat. De ce stă Domnul și bate la ușă? Pentru că nu l-a primit până atunci. Iisus insistă, Mântuitorul insistă și cineva nu-l primește. În seara aceasta, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, bate la porțile inimilor noastre. Iată, eu stau la ușă și bat. În această lucrare a mântuirii, nu intervine doar Dumnezeu, intervine și omul, pentru că Dumnezeu nu forțează ușa nimănui. Cel care forțează ușa e diavolul. Dacă aude cineva glasul meu, și în seara aceasta auzim glasul lui Dumnezeu, și de atâta timp ați auzit glasul lui Dumnezeu și uneori plecăm acasă bucuroși că ne-a vorbit Domnul, cumva entuziasmați că am auzit o predică bună sau cântări extraordinare și a vorbit Domnul, dar nu e suficient să auzim vocea și vorbirea lui Dumnezeu. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine, lăudat să fie Domnul. Dragii mei, Lazar ajunge cineva în ochii lui Dumnezeu, pentru că l-a primit în casa lui și în viața lui. Binecuvântat să fie Domnul! Al doilea lucru pe care îl observăm la această familie, gândindu-mă la Lazar și la felul cum îl vede Iisus Hristos, cum ajunge el cineva în ochii Domnului Iisus Hristos, este faptul că, spune Biblia, că Maria asculta cuvintele Domnului Iisus Hristos. Ascultarea de cuvântul Domnului Iisus Hristos. Și este foarte important, cum spuneam, ascultarea aceasta nu trebuie să fie doar teoretică. Atunci când ascultăm teoretic, ne auto-înșelăm. Cea mai grozavă formă de înșelare este auto-înșelarea. Tu să te prostești pe tine. Atunci când mergi la piață și cineva te prostește, trage la kilogram ceea ce îți dă și mergi acasă și cântărești, nu te simți că cineva te-a prostit. Dar eu să mă prostesc pe mine e grav. Biblia spune: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă cum? Singuri. Iată că mă pot înșela în momentul în care nu ascult cuvântul lui Dumnezeu. Această familie a Lazar, a Mariei și a Martei a fost o familie care nu doar că l-a primit pe Hristos, ci au fost gata să asculte de Domnul Iisus Hristos. Suntem noi gata să ascultăm practic de Domnul Iisus Hristos? Binecuvântat să fie Domnul! Vreau să ne mai uităm în Biblie la un aspect foarte important. Matei, capitolul 7, este momentul acela în care Mântuitorul
deschide o fereastră spre judecata din ziua de apoi și ne prezintă acolo anumite lucruri care se vor întâmpla și spune așa, Matei 7:21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mântuitorul specifică foarte clar și lămurit modalitatea în care vom avea acces liber în împărăția lui Dumnezeu și modul în care devenim cineva în ochii lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb așa, suntem aici soți, da, sunteți soții, dacă nu ascultăm de soțiile noastre, de soții dumneavoastră, câștigăm un loc bun în inima lor. Eu aș câștiga un loc de cinste în inima soției mele dacă nu aș asculta ce îmi cere ea să fac? Dacă eu i-aș cere ei să facă ceva și ea nu mă aude, ba mai zice și amin, aleluia, așa să fie, dar când colo să nu facă nimic. Câștigă ea un loc de cinste în inima mea? Dimpotrivă, mă ofensează, mă înjosește și eu la fel pe ea. Gândiți-vă că Mântuitorul nostru, care a plătit prețul pentru noi, a murit pentru noi. Ori de câte ori nu ascultăm practic, e un fel de trădare. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția Tatălui meu, care este și cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Lazar devine cineva în ochii lui Dumnezeu, pentru că în casa lui se ascultau cuvintele Domnului Iisus Hristos. Maria stătea la picioarele Mântuitorului și sorbea cuvintele de pe buze. Și apoi, în partea practică, continuau să le aplice. Și uitați-vă ce urmează după acest verset. Mulți îmi vor zice în ziua aceea. E tristă această expresie. Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Uitați-vă, teoreticienii. Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Căutau să câștige cumva un loc în inima lui Dumnezeu la judecată. Atunci nu se mai poate face nimic. Când ajungem în fața tronului de judecător, nu se mai poate schimba poziția pe care o ai în inima lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii cineva în ochii lui Dumnezeu, și El să-ți fie binevoitor, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Este o zi, ziua este astăzi, este un privilegiu să auzi glasul lui Dumnezeu și este un pericol. Pericolul împietrilii sau al amânării, pentru că să știți, în general noi suntem de acord cu Dumnezeu și știm că ar trebui să ne schimbăm viața, dar pericolul amânării poate să ne fie fatal. Și Mântuitorul spune acolo să plecați de la mine, voi toți cei care lucrați și fără de lege, pentru că o viață duplicitară și cu Dumnezeu și cu lumea nu mă ajută cu nimic. Poate mă propulsează în ochii oamenilor. Poate oamenii mă apreciază pentru că știu cumva să mă feresc, să mă ascund. Dar voi sta față în față cu Dumnezeu, care cunoaște toate ascunzișurile noastre. De Dumnezeu trebuie să ne fie teamă. Le spuneam tinerilor și asta le spun și fetelor mele. Pe mine nu m-ar ajuta cu nimic să știu că tu mă respecti doar când ești de față cu mine, să asculți doar când ești de față cu mine și când pleci din anturajul meu să-ți faci de cap. Nu m-aș simți bine, ar fi o ofensă mare. Deci ea spuneam, tu ține minte, Dumnezeu te vede oriunde, să ai respect față de Dumnezeu.
Și dacă vom face așa, vom fi oameni înțelepți, care vom asculta de Dumnezeu în fiecare zi. Și al treilea lucru pe care l-a făcut Lazar și casa lui și a reușit să se califice să fie cineva în ochii Domnului Iisus Hristos, a fost slujirea Domnului Iisus cu toată dăruirea. Cu toată dăruirea. Atunci când începi o relație cu Dumnezeu, trebuie să și slujești pe Dumnezeu. Dumnezeu îți dă un dar, un talent, fiecare avem ceva din partea lui Dumnezeu și ne completăm reciproc în ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu și nu numai. Biblia spune tot în Luca 10 că Marta era o femeie care se preocupa cu multă slujire, cu foarte multă slujire. E adevărat că la un moment dat Mântuitorul, așa într-un mod foarte blând, cumva o mustră, Marto, Marto, pentru multe lucruri te ostenești tu, da? Dar să știți că Dumnezeu trebuie slujit. Pe Dumnezeu trebuie să-L slujim. Și vreau să vă spun că slujirea Dumnezeu înseamnă dăruire. Dacă e să citim în pasajul pe care l-am citit să recitesc, spune Biblia că Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Vă amintiți ce a făcut Maria? Avea o sticluță cu mir de nard curat. Valoarea acelui mir era o valoare foarte mare, echivalentă cu salariile pentru un an întreg. Un an întreg, să-i spui salariul în fiecare zi deoparte, este echivalentul sumei care ar fi costat acel mir de nard. Dar n-a contat asta. Ea cu ce a avut, cu toată dăruirea, a slujit pe Domnul Iisus Hristos. Cu casa ei, cu timpul ei, cu masa ei, cu valorile ei, ucenicii când s-au uitat, s-au supărat pe Maria și pe Domnul, că de ce permite așa risipă? Orice facem pentru Dumnezeu, nu risipim. Cu ceea ce facem, investind în Dumnezeu, în relație cu El, în slujirea Lui, ne strângem comori în cer, unde nu le roade molia, nu le mănâncă molia și nu le sapă hoții. Vreau să vă spun că slujirea lui Dumnezeu nu se face în mod direct. Nu știu care ar fi slujirile noastre în mod direct, așa, cu Dumnezeu. Cum să slujim în mod direct? Poate ar fi o formă de slujire, rugăciunea. Slujirea Domnului Iisus, frați și surori, dragi prieteni, se face prin intermediari. Și anume, în măsura în care slujim pe oameni, îl slujim pe Dumnezeu. Cât ne dăruim oamenilor, ne dăruim lui Dumnezeu. Spune Biblia în Matei 25, din nou, cumva ne deschide Mântuitorul o fereastră spre ziua de apoi, spre judecată. Matei 25 cu 34, Biblia spune în felul următor. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine surprinși? Drept răspuns împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Slujirea lui Dumnezeu se face prin intermediari. Slujind pe oameni, îl slujim pe Dumnezeu. Le spuneam astăzi fraților la noi la orăștie,
cât de mult s-ar schimba gândirea noastră, inima noastră, dacă am avea capacitatea să-L vedem în fratele nostru, pe Domnul Iisus Hristos. Să te uiți în stânga ta și în dreapta ta, la frate, la soră, și când te uiți la el și la ea, să ai percepția că lângă tine e Domnul Iisus Hristos. Că tot ce îi spui, îi spui lui Hristos. Că tot ce îi faci pentru el, faci pentru Hristos. Cum ar fi vorbele noastre unii cu alții? Cum ar fi dăruirea noastră unii pentru alții? Și dacă am avea această optică, multe lucruri s-ar schimba. Ei bine, Lazar a fost omul care a înțeles slujirea Domnului Iisus prin dăruire. Casă deschisă, masă pusă, timp, disponibilitate, valori, oricât de mare ar fi, pentru că tot ce faci pentru Dumnezeu e o investiție care niciodată nu scade. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și în final, doresc din toată inima, atât eu cât și dumneavoastră, să ajungem cineva în ochii Domnului Iisus Hristos. El ne iubește atât de mult. El și-a dat viața pentru noi. El e cel mai bun prieten. El a plâns și pentru noi. A suferit pentru noi. Și așteptăm cu nerăbdare momentul în care El să revină, fericita noastră nădejde, împărăția lui Dumnezeu. Ca să devenim cineva, în primul rând, primiți-L pe Domnul Iisus în viața noastră ca Domn și Mântuitor. 2. Ascultați practic de Domnul Iisus. Aplicați cuvântul Lui în fiecare zi în viața dumneavoastră. Trăiți după valorile Bibliei. Și 3. Slujiți lui Dumnezeu cât mai mult. Cu ceea ce facem, rămânem când va reveni El. Dumnezeu să vă binecuvânteze!